Bani de copii. Candidatul partidului nostru la postul de președinte a Republicii Moldova, domnul Dumitru Cibașenco. Stimați prieteni, colegi, eu sunt Dumitru Cibașenco, sunt candidatul partidului nostru pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Însă acum când veneam aici la Ungheni, ne-am oprit în câteva sate și oamenii sunt foarte revoltați despre acest miliardul furat. Noi să știți că ieri Parlamentul nu s-a convocat în ședință și de fapt nu a avut loc această ședință a Parlamentului în care ei trebuiau să discute chestiunea cu acest miliard. Săptămâna trecută guvernul a adoptat o decizie să treacă acest miliard în datorie de stat pe un termen de 25 de ani cu o rată de dobândă, mi se pare că 5%, și copiii noștri, noi toți vom trebui să achităm această datorie, acest miliard care ei au furat timp de 25 de ani. Și astăzi, așa zisul președintele Timofti, a aprobat această lege. Și oamenii sunt foarte revoltați. Și venind aici, eu și noi am hotărât că va fi și decretul numărul 2. Acest decret va fi cu privire la anularea decretului lui Timofti, cu privire la trecerea acestui miliard în datorie de stat. Și noul parlament, unde noi vom avea majoritatea, va anula această lege, nedreaptă, ilegală, va repara această porcărie pe care ei au făcut-o și miliardul nu va fi întors de oameni. Miliardul trebuie să fie întors de cei care l-au furat. Ei trebuie arestați, averile lor trebuie confiscați, vândute și banii recuperați să fie întorși statului, adică tuturor cetățenilor. Și noi numai decât o să facem acest lucru. Dar pentru asta trebuie să câștigăm în alegeri, să avem voturi și susținerea pentru a semna acest decret. Pentru că dacă nu dizolvăm acest parlament, mai departe nu putem să ne mișcăm și ei vor ucide peste 4, 5, 6 ani, vor omorî și Moldova și vor omorî pe noi toți. O să ne impună să fugim din Moldova, așa cum au făcut deja sute de mii de concetățenii noștri. Vor preda tot ce a rămas și vor închide statul nostru, Moldova.